Vă prezint acum o femeie argintii cu seria 1139090. Nepoată din Zevlakov. M-am îndurat să scot o femeie argintii, că toate că mi-e un blac grozav argintii, cuci roșii. Eu nu prea am avut parte de acești porumbei, pentru că stau într-o zonă unde ulu face legea și prima dată pește ai pescuiești. Fiu Zevlakov, ori moțata 555. Moțata 555, incestă Evi, Evi ori Miss Evi, deci una dintre cele mai tari combinații. O soră cu mama acestei femele, deci moțata 555, am vândut-o lui Mark Gillen în Olanda. Și din acea femelă, anul acesta a scos locul 25 național AS, ăsta Agă, locul 25 național Agă. Deci, nepoată din Evi. Pot să mă laud că am vândut porumbei în Olanda la un mare crescător ca Mark Gillen, care a luat locul 1 Agă acum 2 ani. Și am mai dat porumbei în Germania, la lui Lothar Lesmasters. Dar, bineînțeles, porumbei de Elema. Au cumpărat porumbei de Elema din România, de la Ciobanu Bogdan. Deci, Mark Gillen a cumpărat 4 porumbei. 2 din Sirke, 1 din fiu Evi și 1 din dublu nepot MG Paste 30. Crescători fără orgoliu, cu toate că sunt atât de mari nume în columbofilia mondială, au călcat pe orgoliu și au cumpărat porumbei din România, pentru că ca să cumperi porumbei de Elema este foarte greu în Olanda, este foarte scump. Femeia arată super, super bine asta. Uite echilibru. Nu știu cum să vă arăt ca să vedeți porumbei foarte bine. Aripa. Iar tata acestei femele e un fiu din Zevlakov, un porumbel adus de la Rans Alex, datorită amicului meu Iftimi, Sorin, el o negociat cu dânsul și Zevlakov fiind un porumbel zburat, e tata lui Chadley, care a fost olimpic, iar mama, bunica la această femelă, deci Chelsea, e o fică din Jeff. Deci Rans Alex este un cheșu lui Jeroem Rans, cel care a câștigat locul 1 Barcelona cu Jeff. Deci Jeff, după ce a câștigat locul 1 Barcelona, a fost dat la lui Rans Alex, că se temea să nu îl găurească ăștia. Și Rans Alex a scos 18 pui din el. Păi, bunica la aceste femele e fică din Jeff. O femeie foarte, foarte frumoasă.